proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Biserica Stavropoleo se află în centrul istoric al capitalei, în imediata vecinătate a Muzeului Național de Istorie. A fost clădită în anul 1724, în timpul celei de-a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul Ioannichie Tratonicheas, venit de la mănăstirea Gura din Grecia. În februarie 1742, Ioannichie, în vârstă de 61 de ani, pleacă la cele sfinte și este înmormântat în biserica pe care o ctitorise. La începutul secolului 20, Biserica Stavropoleos este consolidată și este adăugată o nouă construcție anexă, ridicată după planurile arhitectului Ion Mincu, care a respectat stilul brâncovenesc al ansamblului. În construcția anexă clădită de Ion Mincu se află o bibliotecă de o inestimabilă valoare culturală, istorică și religioasă, care este alcătuită din scrieri patristice, biblice, dogmatice, dicționare și manuale de limbi clasice. Anul 1991 avea să aducă un nou păstor, părintele Justin Marchiș, primul ieromonah al bisericii din ultima sută de ani. Acesta a început activitatea de realcătuire a obștii monahale, care, alături de slujbele zilnice, se îndeletnicește cu restaurarea de carte, icoane și veșminte sacerdotale. În 2008 se reînființează mănăstirea Stavropoleos cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și are loc și tunderea în monahism a primelor patru călugărițe. În iunie 2012, Biserica Mănăstirii Stavropoleos este resfințită de către prea fericitul părinte patriarh Daniel. Parohia se bucură de un excepțional cor bărbătesc care susține concerte în multe locuri din țară și din străinătate și care, de curând, a concertat și în prezența prințului Charles, moștenitorul coroanei britanice, în timpul unei vizite efectuate de Alteța sa regală la Biserica Stavropoleos din inima capitalei. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.